Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o nouă resimulare a carierei. De data aceasta l-am ales pe Ciprian Marica să-i resimulăm cariera. Un Ciprian Marica la 21 de ani, veți vedea despre ce este vorba. L-am pus aici în FIFA 22, o să fie un experiment foarte, foarte interesant să vedem până unde o să ajungă, unde poate acesta nu a ajuns în realitate. Un jucător destul de bun în realitate pentru naționala României și un jucător ok în străinătate, mai ales în Bundesliga, a avut acolo câteva sezoane interesante. E bine, nu mai stă mult de vorbă, băgați acolo un like, abonați-vă dacă sunteți noi la canal și scrieți-mi în comentarii care să fie următorul jucător căruia îi simulăm sau resimulăm cariera. E bine, vom lua statisticile lui din FIFA 2008. Practic, este printre cel mai vechi database pe care îl avem cu Ciprian Marica. Avem un Ciprian Andrei Marica de 21 de ani care juca la Stuttgart în Bundesliga. Liga, nu știu, în 2008, e că scrie aici. Acesta juca atacant, purta numărul 20 și avea 75 OVR cu un potențial de 87. Vedeți aici statisticile lui, i-am copiat statisticile, le-am pus în FIFA și efectiv tot ce avea aici le-am pus pe FIFA ca să fie exact la fel și vom vedea cum se descurcă acesta la 21 de ani în FIFA 22. Ei bine, cum am și zis, l-am pus aici frumos pe FIFA la Stuttgart în Bundesliga, o ligă foarte, foarte bună și dacă vă uitați aici chiar are statisticile pe care vi le-am arătat, puteți să verificați. Nu erau toate statisticile pe vremea aceea, abia păruse cariera, dar vedeți că ce era am copiat exact, am pus chiar o stea skill moves. Așa avea în FIFA 2008, nu știu care era treaba, avea 3 weak foot, un skill moves și efectiv totul este la fel ca acolo. Am încercat să semene cât mai mult, adică n-aveam cum să semene mai mult de atât, dar nu interesează cum arată, ne interesează ce va face. Am venit aici la Stuttgart frumos, vom juca o formație cu 2 atacanți pentru că sunt foarte mulți atacanți aici și să sperăm că o să vin titulare, adică avem toate motivele să fim titulari la Stuttgart și da, cu toții știm ce a făcut Marica pentru naționala României, a fost o perioadă și la Stuttgart, a fost și la Schalke, a făcut acolo ce a trebuit pentru un atacant, să zicem așa, bă, suntem pregătiți, îi dăm drumul cu primul sezon al lui Ciprian Marica în 2021 și vom simula aici până la finalul sezonului. Să sperăm că va marca un număr rezonabil de goluri. Haideți să vedem ce face Stuttgart. Stuttgart care în realitate a evitat foarte la limită în ultimul meci retrogradarea și a trimis-o pe Hertha Berlin în Liga a doua. Bun, nu mai stăm de vorbă și haideți să vedem ce face Ciprian Marica. Ultimele două meciuri din campionat cu Bayern 2-2 și cu Köln. Ia să vedem ce face cu Köln. Facem un egal frumos și terminăm pe locul 8. Nu e rău. Ținând cont că realitatea era să retrogradăm, locul 8 în Bundesliga e destul de bine, sincer să fiu. Locul 8 e chiar super, super bine și avem un Ciprian Marica de 79 OVR în momentul de față, care a făcut 5 skill moves, adică s-a ridicat acolo de la 1, a ajuns la 5 skill moves datorită antrenamentelor. Se pare că a făcut aici un cuplu foarte bun cu celălalt atacant. Ia să vedem pe goluri. Cine a fost pe goluri? A fost celălalt atacant mai mult pe goluri. Marica n-a dat atât de goluri, are doar 10 contribuții și cred că e puțin în umbra jucătorului ăsta și s-ar putea să avem nevoie de un transfer. Tot așa, la o echipă de mijloc, nu o echipă foarte, foarte mare. Vom vedea dacă mai crește acesta, ar fi foarte bine să facă 80 OVR cât de curând. Da, eu sunt mulțumit de echipă, sincer să fiu, adică locul 8 e o clasare foarte, foarte bună. Atacantul ăla s-a descurcat bine și nu cred că am mai luat altă cupă în rest. O primă ofertă a lui Ciprian Marica de 22 de ani de la Manchester United. Măi, e o ofertă bună, dar în același timp e o ofertă ciudățică pentru că noi nu cred că o să jucăm dacă mergem la United. Ajunge totuși la 80 OVR Ciprian Marica, United care au un Cavani, au un Ronaldo acolo, vine și a venit și Martial înapoi, deci nu poți să te duci, n-ai cum să te duci, dar totuși interesant că primim o ofertă de la United, frate, pentru Ciprian Marica, încă o ofertă de la Brighton,
o echipă interesantă. Cred că mai e un jucător acolo, Locadia, o să verific și vreau să văd dacă am avea loc acolo să jucăm. Au foarte mulți atacanți cei de la Brighton, au Welbeck, au câțiva jucători aici și ar fi coleg cu Florin Andone, Marica. Mă, nu știu ce să zic, Brighton e o echipă bună de mijlocul clasamentului, are câțiva jucători cu potențial, văd că au mai făcut transferuri. Mă, hai să mergem în Premier League la Brighton cu Ciprian Marica, care, da, nu mai găseam ăsta, care urmează să fie coleg de echipă cu Florin Andone, o să renegociem toată treaba asta și o să-ți cerem exact prețul nostru de piață, 47 de milioane și... acceptă cei de la Brighton. E bine, Ciprian Marica s-a vândut și noi mergem în direcția Angliei, frumos. Din Bundesliga sărim în Premier League, o echipă, o ligă mult mai bună, cea mai puternică ligă. Și dacă tot o să avem o clasare de mijloc, eu zic că o să fie foarte, foarte bine și cred că suntem atacantul cel mai mare novere. Ceea ce mă bucură, mă bucură acest lucru. Bă, foarte mulți atacanți. Avem 4 atacanți aici din ce mai văd eu. Interesantă echipă, Bissouma, care tocmai ce s-a mutat la Tottenham, din câte știu eu, o să joace și el. Echipă bună aici, echipă bună și clar, ia uite și Giallo, care are potențial. Bă, da, îmi place ce văd aici, nu prea avem portar, dar nu contează acest lucru, nu contează. Ciprian Marica a venit aici să joace și o să fie un super, super sezon în Premier League. Se termină al doilea sezon cu Ciprian Marica la Brighton în Premier League și avem un Ciprian Marica de 23 de ani și 84 OVR. E un loc decent, un loc 11, ceea ce ar face și... Brighton în realitate, adică na, nu e nici prea sus, nu e nici prea jos. Liverpool ia campionatul pe locul 2, Leicester, ceea ce nu prea vezi în fiecare zi. Avem și noi pe aici ceva? Nu avem nimica. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu Ciprian Marica, dacă s-a descurcat mai bine sezonul acesta. S-a descurcat mai bine, 17 goluri, 5 asisturi față de 10 contribuții. Trecem de cota 20 de contribuții în 38 de partide, deci clar a fost titular, meci de meci aici. Chiar a fost bine, crește plus 4. Statisticile cred că arată foarte bine acum pe el. 5 skill moves, 3 weak foot, 92 pace, 89 shooting. Bă, binișor. Este cotat la 67 de milioane. Avem și oferte, am avut oferte, dar nu am văzut ce ofertă am prins. Ei bine, cred că o să-l punem pe lista de transferuri. Dacă ne uităm puțin la echipă, efectiv e peste nivelul echipei. Am luat și un portar ca să nu ne dezavantajeze, că era aiurea să avem un portar de 70 și toți erau aproape de 80. Dar da, sezonul cu numărul 2 se termină aici. Un sezon decent în care Marica începe să urce, să facă un OVR decent. Hai să vedem unde vom juca sezonul următor. Ofertă pentru Marica de la Manchester City. Ok, am mai avut o ofertă de la Piemonte Calcio. Dar am Calcio, că toată lumea mă corectează că zic prost, Piemonte Calcio, și nu merita să mergem pentru că Piemonte deja l-avea pe Vlahovic și pe Dybala, sunt încă la club și am zis că bă, n-are rost, că e prea mare bătălie acolo, plus că Marica e sub OVR-ul lor. După aia ofertă de la Wolfsburg, n-aș fi vrut să ne întoarcem tot la Wolfsburg în Bundesliga, și mai avem ofertă de la Manchester City, City care nu l-are pe Haaland pentru că n-am făcut transferurile încă, o să fie în FIFA 23. N-avem toate transferurile și City știm că suferă de un atacant, adică nu are un atacant acolo de careu de când a plecat Aguero, și vreau să văd eu ce atacant are City. Îl are pe Alvarez, ok, îl mai are pe Guedes și cam atâta, și putem face un schimb cu Guedes ca să fie mai corect. Practic Guedes, cum se numește, Guedes, o să-l dăm la schimb. Hai să negociem, îl dăm pe Guedes la schimb ca să fim titulari acolo, să nu fie probleme. Clar, cu potențial mai mare, cum îl cheamă, domnul Marica. Și uite, vedem aici jucătorii. O să-l mai avem pe Alvarez și pe Guedes. Hai să dăm așa cu Guedes,
plus o sumă de bani. Da, nu ne înțelegem cu City, n-a vrut să dea atacanții, nu știu dacă a fost o variantă bună să negociez. Asta este ofertă nouă de la Bayern München. Bayernul care nu știu dacă îl mai are pe Leva. Haideți să negociem și cu cei de la Bayern să vedem ce jucători mai au și dacă putem juca acolo în atac. Cei de la Bayern încă îl au pe Lewandowski. Oare sunt dispuși pentru un schimb pe schimb? Efectiv, Lewandowski contra Ciprian Marica. Nu. Atunci nu o să joace Marica. Nu o să joace. Oh my god, bă, ce-s cu transferurile astea? Toată lumea îl vrea pe Marica. Liverpool, City, Bayern München. Bă, frate, și încă nu e atât de mare în OVR. Văd că este Jota aici. Bă, știi ce? Hai să vedem wingeri. L-au pe Salah, pe Diaz, a rămas Mane. Mă, știi ce? O să accept, nu știu, schimbăm aici puțin și mergem la Liverpool. Dacă se înțelege cu cei de la Liverpool la contract, păstrăm aceeași ligă în Premier League, dar mergem la campioana. Hai să vedem, și de la Borussia avem ofertă, dar acolo cred că a rămas Haaland și o să fie destul de complicat. Se vinde Marica și nu schimbăm liga, schimbăm doar echipa. Mergem frumos la Liverpool. Hai să vedem. Klopp, ce ne așteaptă aici? Noi suntem noul David Nunez. Nunez, nu știu cum se pronunță exact. Dar uite că s-a făcut aici transferul. Îmi pare foarte rău pentru Jota. Mamă, e Royce aici. Nu pot să crezi. Jota poate juca oare CF? N-am nicio idee, o să încercăm să-l jucăm pe Jota CF. Marica striker, Mane pe stânga, care e aici în competiție cu Diaz. Salah pe dreapta, văd un Vasquez aici, interesant. Da, o să jucăm cu Jota așa cam, sau vedem cum jucăm. Și aici în mijloc avem o mică problemă. Este Jones, este Henderson, cam slăbuț. Văd că l-au adus pe Torres, ceea ce este bine. Bă, echipa arată bestial, frate. Efectiv, echipa asta arată foarte, foarte bine. Ce pot să zic? Cred că îi dăm drumul la acest sezon să vedem ce facem, pentru că sunt foarte, foarte nerăbdător să vedem cum se descurcă Ciprian Marica la una dintre cele mai bune echipe din lume. Suntem spre finalul sezonului cu Liverpool, sezonul cu numărul 3 al lui Ciprian Marica și nu văd nicio finală Champions League. Dar primul trofeu al lui Marica este Premier League, un trofeu foarte important. Mulți ar zice că e mult mai important Premier League decât Champions League, dar acum e un trofeu. Asta contează, cred că am mai câștigat un trofeu dacă nu mă înșel. Salah este goalgetter pentru noi și Ciprian Marica la 88 OVR, bine rău de tort. Bă, echipa cred că arată bestial. Ciprian Marica doar 19 goluri. Aparent Salah a fost omul cu golurile, omul cu asisturile. Bă, 19 goluri nu e rău pentru românaș. Nu e rău. Totuși e un atacant care abia ce a venit de două sezoane în Premier League. Nu-i găsesc scuze, dar e decent. Se putea și mai rău. Poate nu-i se potrivește. Încă nu i-am găsit target man sau mobile striker. Nu știu, poate target man-ul îl ajută mai mult. Hai să vedem. O să încercăm cu target man sezonul următor, pentru că mai rămânem un sezon la Liverpool. Mi se pare că e o super, super echipă aici. Va trebui să luăm un fundaș, un mijlocaș dreapta, pentru că efectiv echipa arată bestial pe toate pozițiile. Salah a jucat pe Kea, mă, ce se întâmplă aici? Jota este aici în mijloc. Mai avem jucător ca lumea. Uite pe Jones, bă, nu ne mai trebuie nimic. L-avem pe Jones aici. O să fie suficient, nu mai luăm niciun fundaș. Și era să uit, am câștigat două trofee, am câștigat și Community Shield-ul, poate mai multe, și FA Cup-ul. Ok, bă, am uitat să mă uit la trofee, doamne, nu mai știu să fac simulări aici. Și ce s-a întâmplat în Champions League? Că n-am apucat, am terminat pe locul 2, într-o grupă cu FCSB. Mamă, nu pot să cred că am fost în grupă cu FCSB și ne-a scos PSG-ul la penaltiuri și ajunge Borussia să câștige Champions League. Ok,
My bad că n-am arătat din prima. Hai să vedem sezonul cu numărul 4. Și cred că ajungem în finală dacă batem Leverkusen și suntem în finală cu PSG, echipa ce ne-a scos sezonul trecut, dacă mai țineți minte. Wow, o să fie mare derby aici, o să fie mare, mare derby cu PSG-ul. Finala Champions League pe care toată lumea o vrea. Mamă, cum arată echipa, vezi că arată bine echipa. Van Dijk aici, care e la 33 de ani, încă ține poarta. Mamă, Diaz are roșu. Și trebuie să jucăm cu Mane, mă, și Mane nu prea mai e titular din câte vedeți, are 86. Mane, care s-a transferat la Bayern, bă, arată foarte bine echipa, mă rog, avem două mici probleme acolo, mă rog, cu Diaz, avem o problemă cu Diaz și cu Jones, că e mai tinerel așa, dar merge Jones, merge Jones. Hai să vedem ce au făcut în rest jucătorii noștri. Marica 30 de goluri, 38 de contribuții, la fel ca și Salah, ajunge la 91 OVR, aia vreau să văd. Foarte, foarte bine, românul ajunge la o cotă de 180 de milioane. Bă, ce mai ziceți acum? Nu mai ziceți nimic. Hai să vedem ce a făcut Liverpool în rest, dacă a mai luat alt trofeu. Cred că am luat un Premier League. Am luat locul 3 în Premier League, destul de aproape acolo. FA Community Shield, luăm un trofeu. După avem Carabao, câștigăm Carabao, două trofee și Champions League-ul o să fie al treilea trofeu. Îi dăm drumul. Hai să vedem și echipa celor de la PSG. Văd aici Neymar, Mbappé, Messi, Bissouma, care este fostul nostru coechipier, Navas, câteva schimbări în apărare, Hakimi, Marquinhos. Bă, echipă bună, dar nu mai bună decât a noastră. Și mama, câștigă la penaltiuri. Marican scrie ultimul penalti pentru noi și câștigă Champions League-ul. Putem să zicem că Marican a câștigat Champions League-ul. De fapt, nu știu în ce ordine s-a dat, dacă s-a dat de jos în sus sau de sus în jos, habar n-am, oricum nu contează. Marican scrie aici în finală, Mane și Salah înscriu pe parcursul minutelor regulamentare, Neymar și Mbappé, și în prelungire n-a fost nimica. Câștigăm și Champions League-ul. Vreau să-l luăm pe Marica lângă Champions League dacă se poate. Nu cred că o să ne-l pună totuși, dar un achievement foarte, foarte important. Ia uite, Liverpool câștigă Champions League-ul. Cine se aștepta la chestia asta? Suntem și managerul lunii. Nu contează atât de mult Premier League-ul. Mă interesează mai mult, v-am zis. Ia uite și pe Marica pe locul 5. Bă, bine! Bine, 3 trofee și sezonul ăsta Ciprian Marica are o carieră senzațională aici la Liverpool. Sper că a plăcut această simulare, nu este foarte, foarte lungă, dar eu zic că a fost un experiment foarte, foarte inedit. Dacă mai vreți sugestii în comentarii, le aștept cu drag. Cu cine să mai facem episoadele următoare. Eu am fost Tiner și v-am pupat, pa, pa!